Dacă vrei să cumperi coinsuri, intra acum pe linkul din descriere, folosește codul Snappy și o să ai parte de 5% reducere. Salutare prieteni, astăzi facem câteva SBC-uri și avem deja un pachet cu Premier League Team of the Season garantat, din păcate untradeable, o să vedeți voi imediat. Hai să facem și pe ăsta, tocmai ce au apărut acum. Este vorba despre SBC-ul Roma și Juve, poate să facem și ăsta. Unde primim un Jumbo Premium Gold Player Pack. Hai să-l facem rapid, dacă avem cu ce. Bun, cam ăsta ar fi al doilea SBC dintre Bayern și Stuttgart. Destul de simplu, un jucător de la Stuttgart, unul de la Bayern, minim 3 ligi. Eu am băgat din Grecia, am băgat din Liga 2 germană și prima ligă de sigur. Team rating minim 76, team chemistry destul de mare, 85. Și cam asta a fost, primim un pachet destul de bun, sper să și prindem ceva în el. Ce mai avem pe aici? Două SBC-uri care cred că e cam greu să le fac și nu o să mai mă bag, pentru că nu prea stau eu să le fac. Schimb o echipă și vei primi un premium gold pack cu 3 jucători din Premier League. Ok, hai să schimbăm o echipă. Bun, fraților, cam așa arată și echipa asta, facem și un pachet de ăsta, nu știi niciodată ce poate să spice într-un asemenea pachet, e foarte simplu asta de făcut, nu știu dacă e repetabil, pentru că merită să-l mai faci de câteva ori. Ok, am prins și pachetul ăsta, da, e repetabil, hai să-l mai fac o dată, să facem câteva pachete, pentru că am doar unul important. Gata, cam așa arată și a doua echipă, am băgat acolo jucători fără număr, nu contează, doar să faci 30%, să zic așa, chemistry, jucători de aur. Și gata, vine pachetul. Și mai este și ăsta. Și primim un pachet din Premier League Premium Player. Bun, am făcut și SBC-ul ăsta, destul de ușor, dar faza e că trebuie să bagi jucători rari de aur, cam atât, da? Și am prins și pachetul ăsta. Să vedem dacă prindem ceva în ele și avem din nou acest pachet cu Team of the Season pe care eu l-am făcut. Se pare că acum e iară, trebuie să bagi un Team of the Season player, 2 jucători din Premier League minim, 83 rating, 70 chemistry și o să-ți dea un pachet cu un Team of the Season. Vedem acum pe ecran Team of the Season, care ar putea să spice Team of the Season din Premier League. O să vă arăt și pachetul imediat. Acesta e pachetul care l-am făcut. Vreau să vă spun din start că nu mă simt foarte bine. Am o durere de cap fantastică, mă doare și stomacul, dar am vrut să desfacem acest pachet pentru că ne poate pica un jucător teribil, cum ne-a picat Sergio Busquets din Team of the Season Community. Să vedem cine pice aici. Preferatul meu care aș vrea să-mi pice este Sane. Sane ar fi colosal. Hai să desfacem și restul de pachete. Nu uitați să dați un like acestui video pentru că mă ajută foarte, foarte mult, fraților. Hai cu primul pachet. Destul de bun pare acest pachet. A părut bun dinainte să-l desfac. Ok, e Butland. Butland e un portar bun. Din păcate e untradeable, o rămadă de jucători, dar din păcate niciunul bun. Poate ar fi una să ne dea aici un Team of the Season, pentru că sunt pachete din Premier League, ar fi fain, nu? Ia să-l vedem pe ăsta. Haide, haide, ceva borduri din Premier League, na. Momentan nu. Cine o fi, cine o fi, de la Watford, de Olofe, 82, hai. Și mai sus, mai sus de 82 și o să avem borduri, pachet și cel mai important, avem borduri aici, nu este inform, nu e nimic interesant, francez, fundaș central, Arsenal, nu putea fi ceva mai bun, pe bune, un Kante sau un Paul Pogba, ar fi fost genial, în fine, nu pentru aceste pachete am făcut episodul, am făcut episodul, că am făcut acel SBC unde ne dă acest pachet.
Vă recomand să-l faceți și voi. Vă trebuie un Team of the Season. Eu l-am câștigat din... am jucat acolo la evenimente, am bătut 4 echipe la Squad Battle și am primit un Team of the Season. Sau puteți să jucați la Weekend League să vă calificați și tot așa vă dă un Team of the Season. Deci să dați banii, mai bine vă chinuiți un pic acolo și cam asta e. Hai să vedem, dă-ne ceva bun. Te rog, dă-ne ceva bun. Cum ne-ai dat Sergio Busquets, poate ne dai și asta. Hai să vedem pentru cei care se uită, hai să vedem ceva bun, te rog, te rog. Te rog, cel mai bun jucător, dacă se poate. Hai să vedem cine o fi oare. Cine o fi oare? Oh, e Mane! Nu o pot să cred, e Mane. Bă, e bun, e foarte, foarte bun, dar se putea și mai bine, însă e Mane. M-a speriat. La cât noroc puteam eu să am, putea fi portarul ăla, Pope, sau ceva de genul, cel mai slab ar fi fost acela. Mă gândeam că mi-l dă, dar mi l-a dat pe Mane. Bun, am prins Sergio Busquets, Mane, acum ne facem o echipă bună. 97 pace, 92 dribbling, 90 shooting, 83 physical, e fenomenal. Are pase, shooturi, ball control 90, dribbling 93, agility 96, Mane e clar, stamina 90, are și putere. Într-adevăr, un jucător foarte, foarte bun, sunt fericit. Dacă ați făcut și voi SBC-ul, lăsați în comentarii ceva picat, de-abia aștept să-mi spuneți. Merită să faceți SBC-ul, poate o să-l mai fac și o dată, să vedem ce ne mai pică. Până data viitoare, nu uitați să dați un like acestui video, ne vedem cât de curând, pa, pa!